Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare de cod portocaliu de cantități de apă însemnate instabilitatea atmosferică accentuată pentru intervalul 23 iunie ora 10-24 iunie ora 2. În Moldova, Transilvania, Maramureș, local în Oltenia, Muntenia și Dobrogea, precum și în zonele montane vor fi perioade cu averse torențiale și se vor acumula cantități de apă de peste 40 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse 50-80 de litri pe metru pătrat vor fi și intensificări ale vântului vijelii, descărcări electrice și grindină, îndeosebi în est și sud-est. De asemenea, a fost emisă și o avertizare de cod galben de instabilitate atmosferică temporar accentuată pentru intervalul 23 iunie, ora 10, 24 iunie, ora 2. În intervalul menționat în extremitatea de vest și local în sudul țării, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată, ce se va manifesta manifesta prin frecvente descărcări electrice, averse torențiale, grindină și vijelii. Cantitățile de apă vor depăși 20-25 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse 40-50 de litri pe metru pătrat.